Cel puțin 6 oameni au murit în furtunile violente care s-au abătut asupra Californiei în ultimele zile. E vorba mai ales de oameni ai străzii adăpostiți în corturi peste care s-au prăbușit copaci. Sute de mii de locuințe au rămas fără curent electric din cauza ploilor torențiale și a vântului violent. Meteorologii avertizează că urmează zile cu furtuni și mai puternice. We've been at this how many days and expect to see the worst of it still in front of us, and I think that's the message we want to underscore today. We're anticipating some very intense weather coming in tomorrow evening, in particular into the early hours of Tuesday morning. Vor fi numai puțin de 3 episoade de furtună extrem de violentă, afirmă experții meteo, cu ploi fără precedent în ultimul secol și jumătate. Potrivit unei estimări parțiale, pagubele de acum se ridică la $1 miliard. În California e stare de urgență, așa că statul poate beneficia de fonduri federale ca ajutor.